Sibiu. Sibiu a fost mulți ani la rând un oraș al basketului românesc, al naționalelor juvenile și de seniori. Iar prima dată ne întoarcem cu un format nou, Final Eight Cupa României. Următoarele 5 zile vor fi, cum spuneam, un adevărat regal basketbalistic. Venim cu acest nou format de Cupa României. Ne întoarcem de la Final Eight-ul de Cupa României feminin și am constatat că acest sistem competițional este foarte, foarte atractiv, atât pentru public, atât pentru presă și foarte, foarte competitiv pentru echipele participante. Ne așteaptă 5 zile de basket de calitate. Superbet Final Eight Cupa României pe noul format, cu meciuri astăzi, mâine, semifinalele, sferturi de finală, semifinală și finala vineri. Iar sâmbătă avem ceea ce se numește Superbet All-Star Game, unde cei mai buni sportivi din Liga Națională vor participa la un meci demonstrativ, un meci ce se vrea a fi un spectacol, un spectacol care să încânte publicul, să stârnească ropotă de aplauze, iar la finalul acestei săptămâni, publicul sibian, telespectatorii, pentru că toate meciurile vor fi transmise în direct pe canalul Digi, să rămână cu o amintire frumoasă despre o competiție bună, puternică, plină de fair play. Sunt convins că în următoarele zile, atâta timp cât se va desfășura competiția oficială, vom avea tribunele pline și, așa cum ne-au obișnuit fanii sibieni, Asociația al șaselea jucător, vor umple până la refuz tribunele Sălii Transilvania. Avem fani și de la alte echipe, dar sunt convins că vom da o notă de fair play, de respect și sunt convins că la finalul întrecerii toată lumea va aplauda echipa cea mai bună și, totodată, câștigătoarea Cupei României.